Trebuie să faceți desenul. Da. Deci, ceea ce faci, ai X din desenul acesta, da? Da. Aflați X ambe din figura asta, în care avem aici. Unghiul ăsta este X, iar unghiul ăsta e 4X plus 5 grade. 4X plus 5 grade. Apoi avem un unghi drept și unul este X minus 10, X minus 10 grade, iar ăsta a fost X plus 70 grade. Apoi, ce ne vorba de X, X ăsta, ăsta a 3 X minus 4 grade, 3 X minus 4 grade. Și bineînțeles, și ăsta a 3 X minus 4 grade. Te rog. Păi, la primul este unghi alungit, deci, păi, că să ne dea de asta, la fel. Este unghi alungit, deci are 180 de grade. Sigur că da. Și atunci înseamnă că I plus 4 I plus 5 grade e egal cu 5 I plus 5 grade. Egal cu... egal cu 180 de grade, așa. Acum 5x egal cu 180 împărțit 75. Da, am fost pe 75. Și acum x egal cu 175 împărțit la 5. Deci x egal cu merge de 3 ori 15, 25, de 5 ori 35. 35 grade, da? Da. Următorul deci este un drept, deci are 90 de grade. Și atunci, I plus 7 plus X minus 10 egal cu 90 de grade. Da. Avem 2 I. Da. 2 I plus 60. Da. Egal cu 90. Da. 2x egal cu 90 minus 60. Da. 2x egal cu 20. 2x egal cu 30. Da. X egal cu? X egal cu 30 împărțit la 2. X egal cu? Merge... 15 grade, da? Da. Bun. Și cerdat sunt unghiurile opuse la vârf. Adică vedem că pe o latură se face 180 de grade. Adică x plus 3x minus 4 e 180. X plus 3x minus 4 x egal cu 180. Atunci 4x minus 4 egal cu 180. 4x egal cu 180. 9. 4. De unde? Păi. Păi nu le-am... A, le-am adunăm. Da. Da. Așa, x egal cu 184 împărțit la 4, x egal cu... Merge... De... 4. Ori 4, 4, 16. Rămâne 24. 4, 24, de 6 ori. Da, 46 de grade. Acum. Diferența măsurilor a două unghiuri este de 50 de grade. Știind că unghiurile sunt complementare, aflați măsurile lor. Deci, unghiul X măsura pe X. Da? Da. Măsura pe X. Măsura lui. Minus măsura lui, direct. Egal cu cât este diferența lor, cât este.
de 50 de grade. 50 de grade. Și ce mai avem? Știm că unghiurile sunt complementare, aflați măsurile lor. Complementare adică de 90 de grade. Așa. Deci mai avem că măsura de X, măsura unghiului X, plus măsura unghiului Y. Da, fac câte preună unghiurile astea fac? 90 de grade. Deci am avea pe scurt X minus Y, care iau cu asta înseamnă X minus Y, care iau cu 90 de grade. Și X plus Y, care iau cu 90 de grade. Cum o facem aici? Le cădem pe 90 și 50. Da, dacă am mic. Două idei. Ah, de exemplu, ca să dea 90 la a doua, poate să fie 45. Da, nu pot să spui că sunt egale. Dacă sunt egale, diferența la mine sunt de 50. Cu 7 minus 3. Da. Deci este 3 minus 7.
Păi nu, e așa de rezultat, da. Să-ți cadă și ala. Deci de aici se rezultă că 2 x egal cu 7 minus 3 litri. Și numai x-ul singur cât va fi de aici. Păi 2 de aici fac asta. Un singur x. Dacă 2 de fac asta, un singur x. Da, Verele, salut, salut, Verele. Salut, eu sunt într-o lecție de matematică. Sunt într-o lecție de matematică și vin mai târziu eu cu telefonul. Bine? Bine? Bine, salut. Deci, 2x egal 7 minus 3, da? Scoate-i pe x de acolo. Cât este? Dacă 2 sunt astea, un singur, înseamnă tot cantitatea asta împărțitului. Păi dacă 2 fac atât, bun, aici cât a fost? 2 de y a fost 4, 10, un singur y, împărțit 4 la 2, nu? Da. Deci de aici rezultă că x-ul va fi egal cu 7 minus 3 y, totul supra 2. 7 minus 3. Ca așa, dar părere și împărțit, așa și fac formă de fracție. Deci x-ul este 7 minus 3, tot băi, și x-ul ăsta ce fac acum? Înlocuim la 2. Și vine 5. Înmulțim cu x-ul. Care este cât x-ul? 7 minus 3. 7 minus 3 y supra 2 minus y egal cu 3. Acum avem de mulțit două fracții. Cum se mulțește? Deci, supra 1 poți să spun. Cum se mulțește două fracții? Prima cu a doua inversată. La împărțire este. Dar la mulțire se mulțește. Între ele. Numărătorii 3 și numărătorii 3. Da. Și avem mai decât. Cu 5 mulțim pe ăștia doi, numărătorul de aici, și cu 1 pe 2. Da. Și mai decât. 35 minus 3. 5 ori 3. Da. Ce predice? Deci 35 minus 15. Y. Y. Tot supra 2. Minus Y. 3. Supra 1. Poți să zic Y supra 1. Egal cu 3. Și acum să fie situația asta cu aceașuitor. Nu așa? Că nu știu la fracții, la adunești scăderii, la fracții, trebuie să ducem aceeași numitor. Pe a doua urmă suntem cu 2. Atât. Și fii peste tot același, punem și la egal. Că e 63 de 1, da? Și atunci devine ce? Devine 35 minus 15 minus 2 ori y. Da. Supra 2. Supra 2 egal cu 6 pe 2. Și două fracții care au același numitor, numărătorii să-ți fie egal, nu? Adică 35 minus 15 ori y minus 2 ori y. Minus 2 ori y egal cu 6. Ceea ce ați înseamnă? Cum? Câți de y sunt aici scăduți? Câți? 15 cu 2, nu? 17. Dar nu îi scădem? Nu, ei sunt amândoi datorii. 15? Da, și încă 2. 17 este tot, da? Și atunci vine 35 minus 17. Egal cu 7. Da. 17 y egal cu 35 minus 6. E 17. Da, e scos 6. Păi, dacă înseamnă scăzătorul, înseamnă așa. Scăzătorul egal cu descăzut minus rezultatul. Da. Nu? Deci vine din 35 minus 6. 35 minus 6. Adică 17. Y egal cu 29. 29. De unde Y va fi egal cu 29 împărțit la 17. 29 supra 17.
Mai și face, este o fracție irreductibilă, da? Y este de 21 la 17. Și dacă am aflat pe Y, se află și pe X. Unde am spus că X-ul este știut? X e dat aici cu 7 minus 3 Y, totul pe 2. Și egal cu obținere fracției, 7 minus 3 ori Y pe care am găsit. 3 ori, ce Y? 29 supra 7. Și totul supra 7. Și egal cu 7 minus 3 ori 29. 3 ori 9, 27, 72, 3 ori 26 și cu 2, 8. 8. 87 supra 17, da? Ca 6, nu înțelegeți, că aici e 3 pe 1, să vă înțelegeți. Da. Și unul așa, că se face 16. Supra 2. Și la mea 7 cu... Acum aducem la ceva și supra la aici, am putică cu... 17. Da. Și vom la pe, da? Măsura asta e
măsura suplimentului, adică 108 și minus X, 180 minus X, asta e suplimentul, este egal cu 14 supra 5 din complementul acestuia. Dar complementul ce înseamnă? 90 minus X. Așa înseamnă, nu? Da. Deci complementul înseamnă 90 minus X. Dacă el este X, complementul este 90 minus X. Deci 14 pe 5 din 90 minus X. Da? Deci 180 grade minus X, 180 grade minus X, egal cu 14 pe 5 din 90 minus X. 180 minus X, egal 14 pe 5 din 90 minus X. Asta vă spun, că mai e echilibrat. Suplimentul unui unghi, adică 90 minus 180 minus X, este 14 pe 5 din complementul său. Complementul este 90 minus X. Da. Și asta înseamnă, asta e relația. Și acum mai întâmplă la lucru. N-ai fi făcut relația asta, nu? Nu te-ai gândit să faci așa. Nu. Nu. De vezi, trebuie să citim. Eu aș fi făcut 90 de grade. Nu, X plus 90 de grade egal cu 180. Nu era bun așa? Cum? X plus? 90 de grade egal cu 180. Păi X plus 90 de grade, care e mai mult, egal cu 180, n-am nicio legătură. Eu nu trebuie să fac decât ce spune autorul acolo, problemă. Iată, mai citește odată. Măsura suplimentului. Suplimentului. 180 de grade. Adică 180 minus X. Când am zis măsura suplimentului, 180 minus X. Este egal. De ce m-am spus egal? 14 supra 5 din măsura complementului același unghi. Aflați măsura unghiului. Sigur, asta e. Dar asta, relația trebuia văzută. Deci, da, nu avem voie să facem decât ce spunem în problemă. Noi nu facem așa cu 180 minus X, 90 plus X acolo, ci pur și simplu trebuie să fim atenți la enunț. Deci, suplimentul egal cu 14 pe 5 din complement. E, ce facem acum? Numitorul comun aici este visează în fracțiile astea să fie egale. Și atunci asta are numitorul 1. Și o să amplific și sus și jos cu 5. Da, amplificăm fracția asta cu 5. Și sus și jos. Și atunci vine 5 pe lângă 180 grade minus X supra 5 egal cu 14 pe lângă 90 minus X supra 5. Și acum au același numitor. Nu, două fracții dacă au același numitor, ele sunt egale cum se vede, numai numărător trebuie să fie egal. Deci de aici rezultă neapărat că 5 pe lângă 180 de grade minus X egal cu 14 pe lângă 90 minus X. Ce să fac acum? S-a de distributivitate. E în omulțire. Distributivitatea s-a de și la omulțire, și la adunare, și la scădere. Da. Deci vine cât? 5 ori 180. 180 ori minus 5 ori X. Da. Deci vine 5 ori 40. 900 minus 5 X. Egal cu? Egal cu 14 ori 90. Asta 4, 9, 6 și 3, 9, 9 și cu 4, și cu 3. Și cu 3, 13. Da, 9 și cu 3. 9 și cu 3. Cu 10, 3 și cu 10 fac 13, dar 9 și cu 3.
Păi, e 9 ori 10 sau 9 plus 3? Încă o dată, 9 ori 4, 3, 6. 6 și 3. Da. 9 ori 9 și cu 3? 12. 12, da. Mulțumim. Minus 14 ori x minus 14 ori x. Și acum, hai să adunăm în ambii membrii un 14x. Adunăm și în stânga și în dreapta plus 14x. Și cât va veni? 900. 900 plus 14x, care nu am numit, da? Minus 5x, care am. Egal cu 14 plus 14, mai ales. Ca și mai fi 14 plus 14, deci fac 0. Adică acum... Hai să scădem un 900 din ambii membri. Să scădem un 900 din ambii membri și de ambii membri. 14x minus 5x egal cu 1260 minus 900. 14 minus 5 se face întotdeauna. 14x minus 5x. Facem acum. Tu ai scris așa, lasă să continuăm. Deci ai zis 14x minus 5x egal cu 1260 minus 900. Da. Și echivalent cu 14x minus 5x? 0. La scădere sau? 14 minus 5, hai. Cum? Din 14, să de 5 rămân 6? 8. Păi, hai să fim atenți că greșim. Deci din 14 scădem pe 5. Cât vine? 14. Din 10 aceea scădem pe 5, rămâne 5 și cu 4, 9. Deci 9 x egal cu partea asta? Cu 360. Cu 360. De unde x va fi egal cu? 360 împărți la 9. Da. Merge de 4 ori. 40. 40 de grade. Deci x este 40 de grade. Deci încă o dată. Ce a spus autorul aici? A spus așa. Găsește dublei, găsește unică acela, care are următoarea calitate. Anume, suplimentul său reprezintă 14 pe 5 din complement. 14 pe 5 din complement. Toată povestea era această relație. Scrierea corectă a relației acestea. Deci prima problemă este interpretarea corectă ca să scriem relația. După care începe activitatea de lucru cu fracții. Aici am o fracție care are viitorul 5 din coacea mare. Și atunci am înțit și sus și jos cu 5, am activat-o ca să fie numitorul 5, am renunțat la numitor și atât de egalitatea aici, am aplicat distributivitate. Încă un moment important este că atunci 14, dar de ce pe 14? Pentru că observ că e mai mare 14 față de 5. Și atunci și pe 14 l-am adunat peste tot. Și stânga și dreapta. Și a apărut 14 minus 5, egal cu 1260 minus 900 și 9x egal cu 360 de x egal cu 40 de grade. Da, deci foarte multă grijă la interpretarea corectă. Mergem mai departe și mai avem. Da, spune-mi ce avem. ABC și CBD sunt
respectiv câmpul mânt. Fiind pământul mântul E este cuplul unului A, B, C, iar suma dintre triplul unului E, B, F. Da. Știi, nu a putut tot fără nimic. Hai vreau să mai citești. Trebuie luat de la început să înțeleg bine problema. Ana, începe să citești. A, B, F. Deci unghiul fie A, B, C, A, B, C, B, D. Și C, B, D. Da, C, B, D. Sunt unghiul adiacente. Sunt adiacente, sunt. Au pe BC comună. Iar semidreptele P, M. P, B, M. B, M, da. B, F, B, E. Sunt bisectoarele unghiurilor C, B, D. C, B, D. Adică tragem M în mijloc. Nu? Ați citem mai cu grijă că ne va aici. Deci A, B, C și ce vedeți în cazul de ce? Iar se vede pe B, M, B, F. Deci e vorba de B, M. Yeah.
Deci mă buie, de două ori mă sună la buf. Adică, unghiul, mă buie, preiu, de două ori mă sună lui A, B, F, lui 2. Da? Deci cum ar fi unghiul 3, e de două ori mai mare decât unghiul 2. Așa. Și ce mai avem? Iar suma dintre triplul unghiului E, B, F, triplul E, B, F, deci de trei ori E, B, F, deci de trei ori măsura E, B, F, E, B, F, triplul E, B, F, așa, și unghiul ABC, iar suma dintre triplul, suma, adică adună, și unghiul ABC și ABC și am măsura pe ABC măsura pe ABC fac 160 așa. Aflați măsurile unghiului ABC, CBD deci găsim în concluzie măsura pe ABC dau cu cine? ABC, CBD, măsura lui CBD, egal cu cine? CBD și ABM, și măsura lui ABM, egal cu cel de întrebare. Deci, ABC mi se cere, mi se cere CBD, unghiul de acel la început. Și pe urmă A, B, M. Și pe urmă A, B, M. Mai citim o dată problema. Deci, ce am avut de întrește? Unghiul ABC. Da. Și CBD. Două unghiuri de acel. Și am dus o dată bisectoarea B, M. Acum bisectoarea B, M. D, B, C. Da. Deci e împărțită DBC, DBC, este împărțită în două unghiuri. Unghiul 1 și iarăși unghiul 1. De cine? De BM. Și până atunci pe BF, care împart unghiul A cu BC, în două. 2, 2. Și am mai pus pe urmă bisectoarea lui M, BC, care împarte prin BE și împarte în câte 3, da? 3 și 3. În parte două. Dar din nou două unghiuri complet. Hai să vedem noi ce putem spune. Avem aceste două relații foarte tare. De două ori măsura lui M, B, E. M, M, B, E. Hai, trei, o să se notăm cu unul cu X, treiul cu, doiul cu Y și treiul cu Z. Deci, X-ul să fie 1. Dar acolo să nu confundați 2 ori Y. 2, nu, nu. Acum trebuie să consideram așa, adică cu Y, m-am notat la asta, da? Tot aici, tot Y ca să fie, ăsta tot Z, X-ul 1 și așa mai departe. Ce spune acum? M, B, E. M, B, E. Cine e M, B, E? X. M, B, E. E Z. A, Z. Da. M, B, E este Z. Deci asta ar fi tradus așa. Când Z e egal cu 2 A, B, F. 2 A, B, F. Cine este A, B, F? Y. 2 Y. Iată, o primă relație. Pe urmă, am de trei ori E, B, F. De trei ori E, B, F. Unde mi-a spus E, B, F? E Z plus Y. E, B, F, informat din? Z plus Y. Z plus Y. Asta vreau. Deci de trei ori pe lângă Z plus Y am o relație. Trei pe lângă Z plus Y. Egal
Plus ce? Plus unghiul A, B, C. 2Y. Plus 2Y, corect. 2Y este egal cu 165. 165 de grad. Așa încât, în clipa asta, alergă. Deci, Z-ul egal cu de 2Y, Z egal cu 2Y. Și de 3 ori, E, B, F, E, B, F, adică Z plus Y. Păi dacă înlocuim de prima relație Y, A, nu. Hai, încercăm. Să punem aici, ce să punem? De. Z, da. Fiindcă 2 egal Z, deci nu punem aici. Și de din asta. 3 pe lângă Z plus Y plus Z. E bine? Da. Plus Z egal cu 165. Ce care înseamnă că... Hai să desfacem și el. Hai să desfacem și el. Aplicăm distributivitatea. Da. Vine 3Z plus 3Y. Deci 3Z plus 3Y plus Z. Deci am să o spune 3Y. Așa, 4Z plus 3Y. 4Z plus 3Y. Așa. Am să o spune 65. Acum, acum, am nevoie de 4Z și am 9Z, singur Z e 2Y. Adică 2Y, adică 8. Așa, 2Y. Deci, locuim pe Z, aici vine 8Z, 8Y, 8Y plus 3Y. Deci am 165. Eu cred multe că Y va fi egal cu 11Y egal cu 165. Deci 11Y egal cu 165. Adică Y egal cu 165 în parte sau 11, Y egal cu, mentre o dată, 11, 55, 10, 15. Așa, 15, da. 15, da. Am aflat pe Y. Dacă l-am aflat pe Y, poți să-l aflu și pe Z, nu așa? Da. Că Z e de 2Y. Da. Deci, egal cu 2Y și va fi 2 ori 15. 15 și egal cu 30 de grade. De Z egal cu 30 de grade. Și acum am aflat de Z. Oare X-ul pot afla? Da. X-ul ce este? X-ul este 2, 2 de Z. Z aici, tot aici, nu? Da, adică 2 ori Z egal cu X. Deci 2Z egal cu X. 2. Sau X egal cu 30. X egal cu 2Z și egal cu 2 ori 30 egal cu 60 de grade. Iată, am aflat și pe Z, am aflat și pe X. Și în clipa asta nu rămâne decât să mă doar pe problemă, să văd cum găsesc unghiul ABC. Măsura lui ABC. De cu. Din cine se compune ABC? ABC. Din CBE și... Adică 2Y. Da, egal cu 2Y. Egal cu 2Y. Y cu pe care știu. 3... 2 ori 15. 2 ori 15. Egal cu 2Y. Egal cu 2Y. Apoi, măsura la ABC. A, ABC am aflat-o, da? Da. Acum... Ce vede? C,
măsurabili. Ce? Ne? Ne? Ce? Pe? De? De? Pe 2 ori x. Ce pe de? Ce? De? De? E 2 x, da? 2 x. Pe 2 ori 30, adică 60. 2 ori 30 și facem 60 grade. Și măsurabili. A1. Unde într-un destul la urmă? Păi acolo. Aici, la urmă, da. Măsura. Ia, bă, bă. Egal cu 2 ori x plus 2 x. Deci am, bă, mă, face 2 x plus 2 x, da. Da. 2 ori y plus 2 x. 2 ori y e 30. Da. Plus 2 ori x 60. 2 ori 10. 20, 60. Da. 20, 0, 20. Da, e bine. Că 0 e singur, e 30. Și de 20, 60. Și face? E cam cu... 90. 90, da. Și facem pe problema. Hai să ne uităm o dată. Ce a fost interesant aici? Interesant a fost să știm exact construcția în sine. Deci am avut A, B, C și C, B, D, cele două unghiuri adiacente. Că am dus bisectoarele, B, M, B, F și B, E, ale unghiurilor respective. Le-am notat 1, 1, 2, 2, 3, 3. Și până am convenit noi să le notăm cu Z, X și Y, pentru că nu puteam zice de două ori trei și de două ori și ce pe acolo. Era improprie. Și îndată, după ce am făcut chestia asta, n-am făcut decât să traduc relațiile astea. Ce-o spus el? Că măsura lui BF de două ori asta, că Z egal cu 2Y. Că de trei ori e BF plus așa face... Ei, dar e BF l-am văzut că e Z plus Y și plus ABC 2Y, poate 65. Și am avut două relații. Asta e foarte important. Deci am avut relația Z legată cu 2 Y și cea de-a doua 3 pe lângă Z plus Y plus 2 Y legată cu 165. Egal. Unde ai fi întâmplat dificultăți? Hai să vorbim de cea dreaptă. Figura cât ai fi făcută, nu? Da, figura... Da. Că da. Două unghiuri adiacente, știi să da. Și bisectoarele acolo, e da, făcut. Da. Unde e la dificultăți, ca să înțelegi bine? Nu cred că aș, mi-aș fi dat seama să pun Y sau ceva genul ăsta. Da, deci n-ai fi notat X, Y și Z unghiurile. Da, și cred că m-aș fi blocat. Ai fi rămas aici, n-ai fi putut traduce relațiile astea două. Da. Și ne trag deducându-le, ne scriindu-le relațiile acestea, practic, pierdeai problema, nu mai ai nicio șansă. Da, vezi că eu am citit că, încă o dată spune așa, de trei ori, nu. Ăsta e după celuilalt, nu? Da, da. Mângâie este după lui. După mângâie, a, bă, fă. Deci, măsura e după ori așa. Da. Și notația e făcută ca să fie ușor, Z egal cu 2 Y, practic, să relația asta. De trei ori măsura lui E plus F, plus, că zice, suma dintre de trei ori măsura asta și plus asta, fac 65. Da. Ei, E plus F, după notațiile făcute de noi, E plus F este Z plus Y. Da. E plus F. Da, este da. E plus F, Z plus Y. Și de trei ori Z plus Y. Trei ori Z plus Y. 3Z plus 3Y. Da, și plus 2Y, ABC, A, B, C, 2Y. Da. Și devine relațiile, pe care lucrăm relațiile, pur și simplu. Da. Dar acum nu mă interesează nimic, ci știința de a rezolva relațiile acelea. Deci, atenție, am tradus conținutul problemei în cele două relații. Da. Deci a fost important să notăm cu X, Y și Z acolo ca să se lucreze. Da. Le-am tradus, au apărut relația asta și acum lucrul în sine a însemnat așa. Să reușesc să am peste tot ori numai Y, ori numai Z. Și noi am reușit.
Când am desfăcut o paranteză acolo, da. 3Z plus 3Y plus Z, că 2Y e Z-ul, da. Și m-am dreptat spre ideea și mi-a dat peste tot Y, nu? Da. Cam, prima relație este 4Z plus 3Y plus 6Y, dar Z-ul e 2Y. Și dacă un singur Z este 2Y, de 4 ori s-a luat Y. Și apoi relația asta nu mai e Y. Da? Deci relația asta nu mai e Y. Și acum, 11 Y erau 65, ce găsim pe Y și de acum problema e ruptă. Dacă am găsit pe Y, știu și pe Z, care e dublu, 2Y, știu și pe X. Mă duc în figură și văd pe X-ul. Este, adică, 1 care înseamnă 2Z. Da? Și totul este, știind X, Y și Z, ca măsură, îndată m-am dus la unghiul de cele cerute. Au fost câțiva pași și importanță și nu? Da. Deci, figura făcută corect, bisectoarea aceea, notațiile făcute, X, Y și Z acolo, și deci notațiile și relațiile traduse. Relațiile traduse care le oferă autorul. Adică conținutul, informația care se dă, pusă în două relații. Și acum prelucrarea relațiilor respective. Da, avem timp. Cât este? E și 5 minute. Și 5 minute. Mai poți rămâne sau nu? Nu mai poți rămâne. Păi, atunci rămâne să mai avem din problemele cele care... Mai avem până la 3-4. Tot 4 probleme de geometrie, da? Da. Și rămâne să le facem luni, laturi, da? Da. Bun. Bine. La revedere, dragilor.